Suspendarea licenței de emisie a postului de televiziune Mega TV a generat mai multe critici în rândul politicienilor. Aceștia susțin că acțiunile guvernanților demonstrează odată în plus abuzul grosolan și este o nouă lovitură adusă democrației. Președintele Partidului Șansă, Alexei Lungu, susține că al 14-lea post TV a fost supus cenzurii, iar acțiunile puterii nu sunt altceva decât blocarea câmpului mediatic și a opoziției de a nu critica acțiunile autorităților înainte de alegerile prezidențiale, iar guvernarea nu face decât să transforme presa care a mai rămas în sluga sa. Este un gest criminal pe care îl face actuala guvernare repetat și este regretabil că așa numiții promotori ai libertății și democrației, ambasadorii țărilor Uniunii Europene TAC, nimeni dintre ei și nu le dau peste mâini la gesturile pe care le fac. Este o crimă și față de moldoveni care mai aveau un post de unde se puteau informa corect și echidistant. M-au uitat pe afirmațiile sau argumentul pe care l-a adus acest Consiliu pentru promovarea investițiilor. După logica lor, în mod normal, începând cu astăzi, ar trebui închise și alte posturi sau suspendată licența la foarte multe posturi TV, așa numite posturi independente care spală imaginea grupării criminale PAS. Singurul lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că guvernarea se va schimba, iar schimbarea o să vină din această toamnă, iar toți cei care au executat și au dat aceste ordine criminale vor trebui să răspundă. Deputatul grupului parlamentar Victorie Vasile Bolea a declarat că închiderea posturilor TV incomode guvernării în pragul alegerilor prezidențiale reprezintă o lașitate a actualei puteri care arată cât de slabă este în fața societății. Eu cred că la ghicitoare nu trebuie să ne ducem, pentru că următorul pas va fi retragerea definitivă a licenței acestui canal. Dacă vreți, e încă o dovadă a faptului că Maia Sandu nu este sigură de victoria sa în alegerile prezidențiale. Ceea ce se întâmplă astăzi reprezintă o dovadă a faptului că ea nu este sigură că va câștiga. De ce spun asta și de ce Maia Sandu și guvernarea recurg la așa metode este legat inclusiv de decizia Maiei Sandu de a nu participa la dezbaterile electorale pentru alegerile prezidențiale și cu cât vor exista mai puține canale TV la care vor fi invitați alți candidați de opoziție, cu atât mai puține critici vor fi la adresa ei. În acest sens, ea simțindu-se mai confortabil. Chiar și cu așa metode, eu nu cred că ea va reuși să învingă. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Diana Caramană, de asemenea crede că guvernarea vrea să închidă orice mijloc de informare prin care reprezentanții opoziției pot avea un cuvânt de spus despre situația din țară, iar din frica de a fi criticată, puterea recurge la asemenea fără de legi. Dragi cetățeni, ca de obicei, cu cât mai aproape sunt alegerile, cu atât mai puternică este agonia reprezentanților puterii. Încă o dată devenim martorii a unor încercări barbare a celor de la guvernare de a închide gura celor care îndrăznesc să spună adevărul despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Și fără îndoială, acest lucru nu le place deloc reprezentanților puterii. Anume de aceea, ei continuă să folosească mecanismele ilegale pentru a închide posturile TV. Este vorba de Mega TV, un canal care, spre deosebire de media pro-guvernamentală, încearcă să aducă la urechile cetățenilor adevărul. Eu sunt absolut convinsă că această acțiune încă o dată scoate în evidență frica puterii și neputința în preajma alegerilor și încercarea de a acapara tot spațiul informațional pentru a povesti de la toate canalele despre așa zisele reușite, în ghilimele, a reprezentanților puterii. Președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, fostul prim-ministru Ion Chicu, a menționat că suspendarea licenței de emisie pentru încă o televiziune este o decizie abuzivă și contrară legii. Închiderea posturilor TV care nu sunt subordonate direct guvernării reprezintă o acțiune antidemocratică și nu poate fi numită pro-europeană. Regimul criminal vrea să se mențină la putere cu orice metodă. Orice decizie de acest gen care este adoptat în afara sistemului de justiție, în afara deciziilor instanțelor, este ilegală prin definiție. Deci, pentru aceste decizii ilegale, cineva va trebui să răspundă atunci când vor restabili democrația în Republica Moldova. Deci, oamenii care au luat aceste decizii, mai ales că le aprobă prin niște consilii de astea absolut neclare, deci vor purta răspundere pentru acest lucru. Evident că aceasta este obiectivul, pentru că pe piața mediatică, în spațiu public, să rămână doar
presa a servită puterii. Mai ales asta este important în preajma alegerilor. La rândul său, președintele Unirea ODIP, Vlad Bilețchi, consideră că prin sistarea licențelor și închiderea posturilor TV, guvernarea își continuă acțiunile de instaurare a cenzurii în mass media. Situațiile de urgență sunt folosite contrar prevederilor legale, nu pentru a soluționa criza sau problema propriu-zisă, ci pentru a folosi pârghii și mijloace ilegale pentru a asista activitatea posturilor de televiziune incomode, care au o politică editorială diferită decât cea menită să slujească partidul de guvernare și pe Maia Sandu în cadrul campaniei sale electorale. Despre acest lucru ne mărturisesc cele peste 13 posturi de televiziune care și-au asistat activitatea sau care au fost lăsate fără licență, licența cărora a fost suspendată. În aceeași ordine de idei, observăm că în toate celelalte televiziuni, mass media, portaluri de știri, site-uri de investigații, se duce o amplă propagandă pro-guvernamentală, pro-PAS. Despre acest lucru nu se sfiesc să se cunoască și redactorii șefi, acestora referindu-mă acum în mod special la TV8 și Ziarul de Gardă. Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevski, este de părere că actuala guvernare ar trebui să lupte cu problemele reale și crizele din țară, dar nu cu posturile de televiziune care au o altă poziție și o abordare critică față de ceea ce se întâmplă în societate. În contextul crizelor multiple din țara noastră, generate de incompetența actualelor guvernanți, sau reau credința acestora, cum ar fi criza în domeniul justiției, economic, social, medical, politic, să atentez la libertatea de exprimare și a mass media trebuie să fie totalmente disperat sau deplasat. Ori pe un asemenea fond, cetățenii își pierd încrederea în propriul stat și se afectează încrederea la nivel internațional al țării noastre. Sper și sunt sigur că urmarea acțiunilor ce vor fi întreprinse din punct de vedere juridic de către canalul care astăzi a fost privat de licență în mod abuziv, instanțele judecătorești naționale vor da dreptate anume canalul care a fost privat de licență sau într-un mod inadmisibil. Amintim că vineri 9 august Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale a decis sistarea licenței de emisie a postului de televiziune Mega TV. În document se spune că referitor la SRL Real Radio, care deține posturile Mega TV și Familia, activitatea și tranzacțiile companiei indică asupra afilierii acesteia la grupul Plahotniuc Shor, lucru respins de conducerea postului.